Doamnelor, domnilor, v-am promis și mă țin de cuvânt. Vă prezint în această ediție specială abuzuri fără precedent al lui Raed Arafat. Obișnuit să-i se accepte orice, secretarul de stat de la situații de urgență a ajuns să trască însuși statul român într-un lung șir de minciuni, de conspirații și de manipulări ordinare. Un dita mai șeful de instituție guvernamentală, direct subordonat ministrului însărcinat cu asigurarea ordinii și liniștii publice, lansează un potop de minciuni, conspirații și diversiuni în numele statului al cărui demnitar este. Întreruptă orbească și irațională cu postul nostru de televiziune, care a devolat achizițiile publice discreționare și deciziile de satrap, a ajuns să conteste existența și desfășurarea unui eveniment necesar, al cărui partener este însă structura publică pe care o conduce. De ce atâta disperare, ne întrebăm, și încercăm să găsim și un răspuns. Între altele, ca să mascheze introducerea fundației private SMURD într-o combinație financiară, încă una, pe bani europeni, în care statul e reprezentat de Departamentul Situațiilor de Urgență, acolo unde împărățește însuși Raed Arafat, iar privatul este, bineînțeles, fundația pe care, surpriză, tot domnia sa o împărățește. S-a alăturat discuției noastre și medicul Monica Pop și mulțumesc, doamnei profesor, că este împreună cu noi. Bună seara, doamnă, și vă mulțumesc încă o dată pentru disponibilitate. Acestea fiind spuse, salutând și prezența colegului meu, Costi Soare, cel care a generat, practic, potopul de furie și conspirație ale domnului Arafat. Să trecem la treabă. Bună seara, Costi, și ție. Bună seara, Victor. Hai să vedem împreună de unde a pornit această temă a marii pene de curent, în definitiv, care a generat până la urmă organizarea unui exercițiu public anunțat în comunicate de presă ale instituțiilor statului român și care, ulterior, după ce a fost devolată, deși teoretic n-ar fi trebuit să fie nimic secret, a produs valul de furie al domnului Arafat. Aveți, doamnelor și domnilor, în ecran la această oră și vedeți dumneavoastră în direct comunicatul de presă cu simularea care urmează să aibă loc la Timișoara, nimic secret, nimic, sau teoretic nimic secret, nimic subversiv, doamnelor și domnilor, ci mai mult decât atât, partea unui proiect european. Colegul meu, Costi Soare, aflat în această emisiune în direct împreună cu noi, a obținut informația, a prezentat-o sec pe postul nostru de televiziune și mai mult decât atât, a făcut ceea ce face orice jurnalist care se respectă. A obținut atât programul manifestării pe care îl avem, domnule Arafat, inclusiv cu împărțirea pe zile a temelor, cât și proiectul de rezoluție care urma a fi adoptat la sfârșitul acestei povești și nu în ultimul rând a verificat până și închirierea camerelor de la hotelul unde urma să se desfășoare evenimentul. Odată acestea fiind rezolvate toate, a prezentat public pe postul nostru de televiziune un material jurnalistic perfect documentat și care stătea în picioare. Ce a urmat după aia vă spune colegul meu în direct. Te ascult, Costi. Victor, citesc ultima comunicare oficială a DSU și sunt uimit că domnul Arafat știe mai bine decât mine, cu documentele în față, ce am obținut eu ieri, nu astăzi. Printr-un acest comunicat, o instituție a statului încearcă să lanseze informația către populația României că noi astăzi am obținut un document de ordin intern, cum susține dumnealui. Îl informăm că rolul jurnalistului este acela de a scoate la iveală ceea ce alții vor să ascundă. Este treaba noastră să ne ocupăm cu așa ceva și să arătăm ce se întâmplă. Așadar, Victor, documentul îl avem de ieri și știi foarte bine. Înainte de a da pe post această informație, era complet verificată. Nu a intrat pe post neverificată și cu presupuneri. Ne-am bazat pe documente și pe verificarea surselor în mai multe surse. Documentul pe care noi îl avem încă de seara trecută, accentuez, nu are nicio legătură cu ce vorbește Raed Arafat în acest comunicat. Este vorba despre un scenariu blackout, nici vorbă de freezing lay. A, Victor, că între timp, astăzi, cum spunea domnul Arafat, a schimbat scenariu,
Este foarte posibil. Îi reamintesc, domnule Arafat, dacă din bun simț astăzi nu am făcut publice toate convorbirile de azi noapte, de la 12 și jumătate până la 2 dimineața cu domnul Arafat, că spunea că nu știe cine sunt cei care fac aceste scenarii, că nu are acces și că nu s-a implicat. Dintr-o dată, brusc, domnul Arafat știe că scenariul de mâine este pe freezing rain. Și mai mult decât atât, recunoaște un exercițiu pe care ieri l-a negat și ne-a acuzat de fake news. Deci atunci într-un penibil... Nu știu dacă ești în fața unui ecran, dar vreau să spun telespectatorilor noștri ce văd. Ce vedeți, doamnelor și domnilor, la această oră pe ecran, este o parte a conversațiilor nocturne purtate de Raed Arafat cu colegul nostru Costi Soare, în care domnul Arafat, domnule secretar de stat, eu am citit toate conversațiile dumneavoastră cu Costi Soare de azi noapte, înainte să le ștergeți dumneavoastră, cel puțin partea dumneavoastră de dialog. Întâi, domnul Arafat a plecat de la a nega existența evenimentului, ulterior a acceptat existența evenimentului și a spus că nu e implicat direct domnia sa, ci doar colegii domniei sale, nu ne-a anunțat care colegi și de unde, că domnia sa are mulți colegi, pentru ca într-un final să-și asume cumva paternitatea acestui eveniment și să-l acuze pe colegul nostru că a stricat feng shui-ul unei manifestări care trebuia să păstreze elementul de surpriză. Am greșit cu ceva în cronologia asta, Costi? Nu, exact asta s-a întâmplat. Într-un final a recunoscut că există acest concurs și că s-au făcut publice. Dacă scenariul este cel pe care l-am prezentat eu, atunci s-a stricat tot aranjamentul pentru exercițiul care începe mâine. Nu știu, nu vorbim despre un secret de stat, Victor. Nu este un document clasificat. Este un scenariu banal de lucru pentru 40 de oameni care vor participa la acest eveniment. Costi, te întrerup un pic pentru că ai noștri colegi din regie încearcă să-l sune pe domnul Arafat, cum de altfel o fac de 2 ani de zile, de când domnia sa refuză să mai răspundă apelul. Este... Deci, numerele de centrală ale postului nostru de televiziune, și am verificat încă o dată acum în direct, mai încercați o dată, vă rog, par a fi în continuare restricționate pe telefonul secretarului de stat, Raed Arafat. Haideți să auzim încă o dată încercarea colegilor noștri de a-l contacta. Hai să mai facem o încercare. Costi, te rog să ai un pic de răbdare. Și o să fac o nefăcută, domnilor și domnilor. O să sun de pe telefonul meu pe Raed Arafat. Sunt foarte curios dacă sunt blocat și eu în... aparatul secretarului de stat de la Ministerul Afacerilor Interne. Domnul Arafat, dacă vă uitați la televizor, e telefonul ăla pe care înscriați dumneavoastră când erau protestatarii de la colectiv sub geamul dumneavoastră. Cred că l-a mai aveți în memorie. Hai să încercăm. Sună. Nu m-a blocat. Vă pun la lavalieră, nu la inimă, domnul Arafat. N-am avut plăcerea, domnilor și domnilor. Deci continuăm povestirea. Costi, la ce oră au început să-ți dispară mesajele din conversația cu domnul Arafat? Aproape de finalul discuției noastre, pe la 9:50, fără un sfert, cred, în momentul în care i-am mulțumit amabil că pentru sinceritate și că a recunoscut într-un final că acest exercițiu va avea loc, și mi-a spus că e incredibil, cum adică, a început să nu mai recunoască, dar i-am spus, vă contraziceți, aveți mesajele anterioare, citiți mai tu ce a scris. Era într-o evidentă stare de agitație în momentul în care noi comunicam și repet, Victor, să-mi spun acum, eu am un alt document decât cel pe care l-am, este absolut penibil, l-am prezentat încă de aseară, am prezentat o parte din el. Tocmai pentru că, Victor, avem cele 27 de pagini ale acestui draft, așa cum îi spune, cel care ar fi trebuit să intre mâine. Dar nu mă surprinde că domnul Arafat vorbește acum despre operațiune de freezing rain. Apropo, domnul Arafat, să știți că freezing rain îngheață și cablurile de înaltă tensiune și s-ar putea să ajungă tot la blackout. Avem și o bucată din draftul la care face referire domnul Arafat, îl avem pe tot domnul Arafat, dar dintr-un, hai să spunem, minim bun simț, încercăm să nu dăm chiar tot ce avem pe post. În cazul în care dumneavoastră simțiți nevoia să vă adresați iar instanței de judecată, ne vedem acolo cu documentele pe masă,
uitați desfășurarea evenimentului, domnule secretar de stat, și uite, mai fac o încercare. Producătorul meu, Vali Pârvu, mi-a pus la dispoziție numărul lui de telefon, ăla după care va suna așa seară, ca să ne confirmați sau să infirmați organizarea acestui eveniment. Vă sun și eu după telefonul producătorului meu, domnul Arafat. Poate odată și odată o să și răspundeți și o să aveți bărbăția necesară, în măsura în care sunteți în stare, să răspundeți unor întrebări legitime ale opiniei publice, nu ale realizatorului Ciutacu, nu ale postului România TV, întâmplător cel mai urmărit din țara asta, dar asta e viața. Să mai întâmplă, domnul Arafat, să nu fie cum vă doriți dumneavoastră. Telefonul sună, doamnelor și domnilor. Nu te-a blocat nici pe tine, Pârvule. Deci numai centrala ne-a blocat-o, domnul Arafat. Domnul Arafat, puteți să-mi scrieți mie pe WhatsApp. De unde nu e nici Dumnezeu, nu cere. N-a fost să fie, domnul Arafat. Victor, aș vrea să-ți amintesc un lucru. Spunea un mesaj pe care mi l-a trimis domnul Raed Arafat. Și pe care le-am și eu, ca să ne înțelegem foarte bine. Da, spunea că nu l-am contactat. Ba da, domnule Arafat, i-am arătat și dovada de un an de zile, cel puțin un an în cazul meu, nimeni de la Departamentul pentru Situații de Urgență nu mi-a răspuns la telefon sau printr-un mesaj. A trebuit să le fac de fiecare dată solicitări în scris, pe care, al căror termen a fost prelungit până la limita legalității. I-am arătat și dovada discuțiilor din martie 2021 până acum cu consilierul dumneavoastră sale și niciun răspuns. Apropo de faptul că noi nu solicităm, nu este adevărat. Ne facem meseria așa cum trebuie. Probabil dumneavoastră aveți o problemă cu noi și cu acest post. Și, repet, nu înțeleg de ce ascunde și de aceea atâta scandal pe acest exercițiu, în condițiile în care Austria a avut campanie de informare a publicului, Victor. O să discutăm despre Austria, Costi, și te rog, uite, te întrerup puțin, pentru că, practic, mi-ai făcut introducerea, domnilor și domnilor, și mulțumesc lui Costi pentru asta. Te rog, rămâi alături de noi, pentru că vreau să dezbatem în continuare. Și o rog și pe doamna doctor Pop să rămână. Haideți să vedem, domnilor și domnilor, până la urmă, de unde a pornit nebunia asta cu marea pană de curent. Austria se pregătește și nu o face de ieri de alaltă ieri pentru un blackout. Numai că face anunțând public treaba asta. Iar statul austriac, prin guvernul și departamentul său de profil cumva similar celui pe care îl conduce domnul Arafat, explică lumii ce s-ar putea întâmpla în cazul unei pene generale de curent pe mai mult de 3 zile, timp în care în principiu nimic nu va putea funcționa, energie, apă, telefonie, internet sau tranzacții bancare. Afectate ar putea fi chiar și spitalele, iar ministrul apărării din Austria a vorbit public, doamnelor și domnilor, despre această situație, iar primarii din 2000 de localități au fost înștiințați. Haideți să urmărim împreună un documentar oficial, domnul Arafat, nu subversiv, realizat cu participarea aleșilor și partenerilor dumneavoastră în media și să vedem cum se pregătește, repet, oficial, anunțându-și populația de eventualitatea neagră cu care s-ar putea confrunta o țară civilizată cu apă caldă la robinet, care, mă rog, nu o să mai fie caldă și nu o să mai fie nici la robinet dacă le pică curentul. Auf einmal war es finster, dann habe ich beim Fenster rausgeschaut und habe gesehen, dass draußen alles dunkel ist, nicht nur bei uns, und habe gewusst, das betrifft alle. Zum Glück weiß ich, wo unsere Taschenlampen liegt, und habe es gleich gefunden. Mit einem Blackout muss man immer rechnen. Es ist immer eine Überraschung und es kann jederzeit passieren. Aber wir haben rechtzeitig begonnen, uns darauf vorzubereiten. Die Kommunikationsleitungen funktionieren auch, wenn es keinen Strom gibt. Wir sind nie ausgeschaltet. Unsere Aufgabe ist es, die Führungsfähigkeit der Republik im Notfall zu unterstützen. Dabei arbeiten wir direkt mit dem Bundeskanzleramt, dem Innenministerium und anderen staatlichen Stellen zusammen. Zum Glück sind wir gut vorbereitet. Gute Vorbereitung ist in dem Fall alles. Als erstes wollte man natürlich die Informationen hören, was ist passiert. Zum Glück haben wir das Kurbelradio, das autark ist, und so ist es unser Fenster zur Außenwelt.
überhaupt eine Party haben können. Bei einer Ausnahmesituation wie einem Blackout stößt man sehr schnell an die Grenzen seiner personellen Ressourcen. Da helfen wir als Soldaten aus. Vor allem bei Sicherheits- und Infrastrukturproblemen, aber natürlich auch mit dem Einsatz von Spezialgeräten. Zum Beispiel mit einem Dieselgenerator für eine lebenswichtige Einrichtung, bei der das Notstromaggregat ausgefallen ist. Lebensmittel für mindestens 2 Wochen sollte man zu Hause haben. Vor allem lang haltbare Lebensmittel. Reis, Getreide, Vollkornbrot, Wasser nicht vergessen, Trockenmilch, 2 Wochen sollte man schon zu Hause haben. Die Aufrechterhaltung der Kommunikation ist ein zentraler Punkt. Wir bekommen laufend neue Meldungen, die rasch abgearbeitet und spezialisierten Einheiten zugewiesen werden. Wenn der Strom ausfällt, ist sofort die Versorgung mit Treibstoff und Wasser unterbrochen. Darauf sind wir vorbereitet und können Polizei, Feuerwehr und Rettung einsatzfähig halten. Das macht mich schon stolz. Bei uns war schnell alles wieder normal. Zur Abwechslung spielen wir auch manchmal mit Jaggerrädern nicht. Für so einen Ernstfall sind wir ausgebildet worden. Nur dadurch können wir solche unberechenbaren Situationen gut meistern. Zeit für Fehler gibt es jetzt nicht. Ohne Strom können wichtige Tiefkühllager ausfallen. In diesen Fällen kann es dazu kommen, dass gefährliche Stoffe austreten. Bei solchen Einsätzen stehen wir den Kameraden der Feuerwehr bei. Bei einem Blackout fallen natürlich extrem viele Versorgungseinrichtungen aus. Das betrifft neben dem gesamten Lebensmittelhandel, Tankstellen und Geschäften auch die Banken. Wir stehen bereit, mit größeren Mannstärken rasch die Polizei beim Schutz kritischer Infrastruktur zu unterstützen. Und dann war wieder Licht. Und wir haben es überstanden. Doamna doctor Pop, exerciții fac și alții și mi se par cât se poate de necesare în contextul unei crize energetice mondiale, între altele. Dar dumneavoastră puteți explica, în calitate de om și coleg cu doctorul Arafat atâția amar de ani de zile, de ce diferența asta de atitudine dintr-o autoritate a statului român condusă de un cetățean întâmplător, doctor Arafat, și modul în care se comportă guvernul austriac cu contribuabilii săi pe aceeași speță? În primul rând, eu cred că trebuie să termine odată cu hegemonia asta și eu cred că doctorul Arafat trebuie să revină la ce a fost înainte, pentru că așa cum a ieșit populația în favoarea lui, așa va ieși și împotrivă dacă continuă cu ceea ce a început să facă, cu greșelile pe care le-a făcut în strategie, cu atacurile pe care le-a făcut la adresa noastră a celor câțiva medici care au avut curajul să-l înfrunte și să spună cât de tare greșește și în loc să amelioreze greșelile, greșelile nu erau față de noi, greșelile erau față de toată populația din țara asta. Și, din păcate, s-a cam adeverit ce am spus noi și niciodată n-a ieșit să spună că au fost niște greșeli pentru că nu se cunoșteau foarte multe lucruri și apropo de, lăsând puțin blackout-ul la o parte, apropo de virusul ăsta, domnul Ciutacu, se vede foarte clar că este, deci eu cel puțin mi-am schimbat părerea total după ce am avut boală. Da, după ce ați trăit-o pe pielea dumneavoastră. Exact, pentru că este un, nu știu, este o viroză care nu e nici respiratorie, nici digestie, este combinată, asta e un aspect și este singulară din punctul ăsta de vedere și în al doilea rând s-a văzut foarte clar că este o viroză care sau la care boala nu dă imunitate, vaccinul nu dă imunitate sau vaccinurile și nici combinația lor. Deci așa ceva, nu cred că există pe această planetă o viroză care după
nu știu câte vaccinuri și două, trei episoade ale bolii să mai facă o dată. E incredibil ce se întâmplă. Deci, încă o dată, deja am convingerea că e un virus care n-a apărut din senin și plus că domnul Arafat și nici Tânsul și nici ceilalți n-au pregătit populația și nici acum vedeți că au început să nu vorbească despre asta, să ignore, să spună lucruri foarte puține în condițiile în care oamenii se infectează în continuare. Doamna doctor, vă rog. Vreau să revenim un pic și nu la atât la subiectul blackout-ului în sine, cât la modul în care se raportează autoritățile la posibilitatea apariției lui. Dacă nu mă înșel și cred că nu mă înșel, dumneavoastră ați fost unul dintre oamenii care au săpat la propriu cu mâinile printre ruine după cutremurul din 1977. Da, greșesc? Absolut. Nu greșesc. Și fac apel la experiența noastră, într-adevăr dureroasă, tragică, dar care, dacă îmi permiteți așa cu o constatare, probabil v-a călit și de asta a reușit să duceți tot ce duceți în zilele noastre. Posibilitatea ca blackout-ul ăsta să se întâmple e chiar mai mare decât, statistic vorbind, decât posibilitatea de a se repeta un cutremur devastator de asemenea natură. Repet întrebarea încă o dată. Ce este așa de subversiv în încercarea autorităților statului de a-și verifica propria capacitate de răspuns la o tragedie? Dar e ceva de ascuns? Doar dacă suntem incapabili. Domnul Ciudacu, nu sunt obișnuit să facă așa ceva. Nu s-au obișnuit să facă așa ceva. Au dezinformat că ăsta este punctul nevralgic al strategiei. Dezinformarea. Dezinformarea fără a repara greșelile. Nu numai verbal, dar și verbal. N-a ieșit odată cineva să spună, domnule, nu am știut foarte multe lucruri despre asta, am mai și greșit, încercăm să reparăm, încercăm să facem ceva. Nu, dimpotrivă, au ascuns, au băgat sub preș și așa fac și acum. Pentru că lucrurile astea trebuie pregătite foarte, foarte serios. Trebuie simulări făcute, trebuie păi niște lucruri cu care oamenii să... sau la, față de care și oamenii dacă să se faci simularea, dar ce să nu recunoști că o faci, doamnă? Pentru că, până la urmă, nu o faci pentru tine. O faci în sprijinul populației. Bă, dacă vine pana... Ce dracu face statul ăsta cu viața voastră, nu? Ne încercăm să vedem că suntem de antrenați. Eu m-am, și se evită panica. Sunt oripilată de faptul că s-ar putea întâmpla așa ceva. Ce Dumnezeu ne facem cu bolnavii? Ce ne facem cu pacientul care e pe masă atunci? Exact. Care sunt atâția, sute și sute și sute, dacă nu mică. Totuși, în țara asta sunt foarte multe acte medicale într-o zi. Ce facem cu ei? Ce fac nașterile, ce fac nou-născuții, ce fac oamenii bolnavi? Nu. Deci, încă o dată, este o atitudine efectiv criminală dacă nu se anunță și nu se pregătesc lucrurile astea așa ca să fie în defavoarea și în favoarea și nu în defavoarea oamenilor din această țară. Domnule general Dobrițoi, fiindcă domnul Arafat persistă în a scrie, pare nevorbit și nescris, și insistă în a dezinforma și a prezentat tot într-o cheie conspiraționistă, o bucată din comunicatul de presă al domniei sale Amplu, pe care l-a dat după începutul emisiunii noastre, se referea la faptul că scenariul este freezing rain și că al nostru coleg Costisoare a obținut târziu documentele și nu le-a obținut pe alea corecte. Le-a obținut de ieri, insist, domnule Raider, afale am și eu, dacă vreți neapărat să știți, și ca dovadă că mințiți, încă o dovadă că mințiți, vă arăt încă o bucată din documentele de ieri și le comentez împreună cu domnul Dobrițoiu, cu domnul Savaliuc și nu în ultimul rând cu domnul Cazacu. Ia să vedem, se poate mări un pic imaginea? Hai, eu rog pe colegii mei din regie să facă un efort. Știți ce scrie, doamnelor și domnilor, în documentul? Cred că îl vedeți suficient de bine. Ia uite să vedem. To simulate the mission cycle in a blackout situation. Domnul general, blackout e același lucru cu freezing rain sau știu nu, eu? Nu. Într-o situație de blackout, de blackout înseamnă că nu, n-ai, ești orb, nu ai pană energie. Pană de curent, nu? Pană de curent totală. Păi, totală. Domnul Arafat tocmai ne spuse că nu e vorba despre pană de curent, ci e de ploaie înghețată. Poate plouă noaptea. Probabil că s-a referit la altceva. Niciun caz nu se referă la termen. Termenul acela e foarte clar. Așa. Mai avem unul, dragii mei colegi. Hai pe la cu harta, cu bucata de populație afectată. Domnilor și domnilor,
Exercițiul urmează să se desfășoare, dacă o să mai desfășura, la Timișoara. Ceea ce de altfel avem și confirmat, inclusiv rezervările de la hotelul, unde colegii noastre, nu noastră, domnul Arafat, s-au ocupat de organizarea evenimentului. Hai să vedem ce zice domnule Cazacu. Încerc să-mi verific cunoștințele de limba engleză și cu dumneavoastră. Initial situation, blackout. Some hours ago, a massive power outage took place. The counties and Hunedoara are affected. Îi vorbește ceva de ploaie înghețată sau mie mi se pare că tot despre ploaie? Domnul Victor, deci eu sunt total surprins pentru că ne aflăm într-o situație de criză, da. Și este inadmisibil că acum trebuia dumneavoastră să-l sunați pe primul ministru când un funcționar al statului nu răspunde pentru a informa populația. Este o bătaie de joc la adresa populației acestei țări. Ceea ce se întâmplă. Efectiv, legat de domnul Arafat, ca o pedeapsă, am să vă spun un lucru. Ca o pedeapsă pentru a face profit pentru România. Acum, domnul președinte, când se duce la Bruxelles, să spună, vreau ca România, că avem specialiști foarte buni, în procesul de reconstrucție a Ucrainei, să transform chestia asta într-o oportunitate și ne ocupăm noi să repunem pe picioare sistemul de situații de urgență și sistemul de ambulanță și prin asta implicăm specialiști, oameni tineri și oferim și echipamente, salvări, elicoptere, sistemul de computere și facem un profit pentru țara asta, iar domnul Arafat, dacă să se ocupe de problema asta și să lase celelalte, pentru că nu sunt de acord să ne uităm neapărat că Austria, că... deci noi trebuie să vedem ce avem în țara asta aici, păi... și avem atâția specialiști care pot să rezolve. Da. Nu să pierdem timpul toți spunând că ploaie înghețată și nu știu ce. Păi, ploaia asta înghețată sau nu, Răzvan Savaliuc, omul ăsta se ocupă între altele, și apropo de ce spunea domnul Cazacu, e al treilea prim-ministru în timpul căruia Raed Arafat răspunde la telefoane și la solicitările de presă, domnul Cazacu. Orban, Câțu, și acum a venit și rândul domnului general Ciucă, să trăiți, domnul general. Răzvan Savaliuc, omul ăsta le știe pe toate. Știe și cu ambulanța, știe și cu ridicatul oamenilor de pe Caldărâm, știe și cu pompierii, știe și cu penele de curent, mai nou știe și cu presa și participă activ împreună cu aceeași zonă de situații de urgență la alcătuirea monstruosului ăla, Ministerul Adevărului, care urmează să te ștampileze dacă ești putinist sau nu. S-a ocupat de comunicare și în perioada pandemiei și a stării de urgență de tura trecută și ai simțit-o pe pielea ta. Am simțit-o și bine, mă bucur că n-a pus să-mi genereze vreo daună de cumva generat. De fapt, faptul că a ieșit și a spus fake news când voi ați dat o informație corectă. Dar mi-amintesc exact în perioada când era starea de urgență dată în România, că apăruse pandemia asta, eu am publicat pe justiție câteva articole. Revin la tine imediat, e un mic inconvenient de natură tehnică, Răzvan Savaliuc. Cât ne uităm la asta, ai poate și rezolvă, colegii mei, în timp ce mă uit eu la harta asta și vorbesc singur ca un cretin. Cornel Dobrițoiu, domnul Piperea, iertați-mă, noastră puteți să explicați genul ăsta de atitudine și, repet, conspiraționismul unui demnitar al statului român care atrage însuși statul român într-o construcție absolut rocambolescă cu dușmani imaginari și cu apărători inventați care urmează să-și facă singur statui la finalul operațiunii. Eu aș avea multe de spus și am și spus în ultimii 2 ani multe despre domnul Arafat, însă întrucât n-am mai mult de un minut la dispoziție, am să spun trei lucruri punctuale. Mai întâi, vă rog să observați că după ce o serie de ONG-uri s-au retras din proiectul acela de identificarea fake news-urilor și a știrilor de pe la RTV care spunea, uite, cu tare președinte sau cu tare premier este corupt, domnul Arafat, el însuși, în nume personal, utilizând fără drept, adică ilegal și ilegitim, logistica statului DSU, se ocupă el acum de identificarea fake news-ului. Da. Într-adevăr, astăzi am văzut vreo 2 sau poate chiar 3 postări pe site-ul DSU în care spune
Ia uite ce fake news a apărut la RTV, ia uite ce fake news a apărut... De foarte și priceput în același timp. Nu știu cum poate să pună acest om, întregul DSO, să se ocupe de această chestiune care este atât de imprecisă până la urmă din perspectiva cuiva. Faptul că, spre exemplu, astăzi Bucureștiul a avut timp de aproape 3 ore o pâclă deasă de culoare ciudată și care nu era nisip din Sahara, poate să fie fake news sau poate să nu fie fake news. A doua chestiune, nu știu dacă ați observat în ultima vreme, domnul Arafat vorbește la persoana întâi plural. Da. Adică folosește formula de majestate. Uh-huh. Noi am făcut, noi am decis, noi am crezut, așa s-a crezut, așa s-a greșit. Nu spune niciodată eu am crezut, sau eu am greșit. Sau când se referă la persoana sa, că mai are și momente de astea, vorbește ca despre altul. Zice doctorul Arafat. Doctor Arafat, da. E ca și cum aș spune asta... eu, inginerul Ciutacu spune nu știu ce. Asta se adaugă la faptul că peste tot domnul Arafat, și eu cred că așa a fost dintotdeauna, doar ne-a plăcut nouă să credem că nu e așa, prin 2012 când ieșeam în stradă să-l susținem ca să nu-l dea Băsescu afară. Domnul Arafat vede peste tot conspirații împotriva sa. El este un om care pur și simplu are complexul de Dumnezeu. Și omul care are un complex mesianic nu acceptă că poate să greșească. E definiția paranoiei, să știți. E nimic altceva decât paranoia. Nenorocirea noastră ca țară este că acest om încă este șef peste 12 instituții, dumneavoastră la RTV le-ați numărat la un moment dat, nu s-au schimbat. Nu. 12 instituții ale statului român, pentru care primește și salarii. Stați un pic, și mai mult decât atât. Era pe care să devină și peste 13, ministerul ăsta al adevărului, format dintr-un partener. Și mai mult decât atât, în poziția de comandant al acțiunii, care nu i s-a schimbat până de curând, deși în poziția de comandant... poziția de comandant al acțiunii, i s-a pus în brațe un set absolutamente uriaș de atribuții, de la închiderea unui oraș până la permisiunea acordată unui congres de partid de 5.000 de persoane, până la permisiunea unui întreg festival, deși se știa, toată lumea spunea că va fi valul 4, până la 2-3 miliarde de euro în fiecare... nu în fiecare an, hai să nu exagerez. Câte un miliard de euro în fiecare din cei doi ani pandemici pe care i-a cheltuit fără să dea niciun fel de explicație nimănui. Ei bine, acest om este cel care are dovezi clare, după părerea mea, de paranoia și din punctul acesta de vedere eu nu înțeleg ce așteaptă domnul Ciucă, ba chiar nu înțeleg ce așteaptă domnul Rafila, pe care îl văd că este un om mai rațional decât mulți alții. Da, domnul Rafila nu prea are posibilități. Hai să spunem, ar putea totuși să spună, bă, frate, oameni buni, omul ăsta ne duce în prăpastie. Dați-l Dumnezeului la o parte de acolo. Domnul avocat, n-au puterea necesară. Eu cred că de când globaliștii au încercat să facă o nouă ordine în Europa, au pus în fiecare țară cât un Fauci. Eu cred că e credința mea, că Arafat este pus cu anumite misiuni în România. Este credința mea la cum îl văd că se comportă. Altfel nu se justifică de ce în pofida multelor dezinformări care le-a făcut, multelor chestii care sunt dubioase în privința achizițiilor, multelor reclamații de peste tot, lui nu îi se întâmplă nimic. Totdeauna a căzut în picioare. Nimeni din guvern, orice guvern ar fi, că el e veșnic deja și primește de la un guvern altul tot mai multe puteri, nimeni n-a putut să-l pună cumva la punct, să-i spune, bă, băiatule, gata, ți-ai făcut misiunea, mai du-te și la altele tale, du-te la ambulanță acolo și lasă-le cu restul, că la aia cu ambulanța te pricep, dar la restul mai lasă-ne în pace. Nu s-a întâmplat acest lucru. Uite, eu dezvolui faptul că în perioada pandemiei, când era comitetul ăla, era starea de urgență și era comitetul vieții cu ăla de comunicare cu aia care n-aveau curajul să-ți dea numele, am primit somație la lumea justiției să elimine de pe site, sub sancțiunea că mi se va închide site-ul, 4 articole. Toate erau reale, erau poziții oficiale a unor medici din străinătate, germani și alte naționalități, care spuneau că dacă vaccinurile produc probleme de coagulare și alte riscuri. Okay. Erau chestii care s-au dovedit 100% ulterior. Cine a semnat? Comitetul de situații de urgență, cum se numea forma oficială pe mail, fără niciun nume. CNSU ăla? Acel comitet al vieții, cum era. Da. Și a trebuit să le-am scos dintr-o
dintr-un spirit de conservare, că știam că mă pun cu niște indivizi care n-au niciun Dumnezeu și niciun scrupul, deci le-am scos. Deci tu ai fost la un pas de asta și le-am reactivat după ce a trecut starea de urgență ca să nu pățești ce a pățit justițiarul. Vă amintiți? Un site care îl deranja pe președinte și care a fost închis. Efectiv s-au dus la Ancom și au tras Hebu ca site-ul ăla să nu mai poată apropo fi de ce spui tu? În baza căror lege acționau acești indivizi. Păi dacă ei au acționat atunci, cum au acționat, dacă acum Arafat își permite să spună că e un fake news, când tu dai un document inițial, înseamnă că el are puterea în România să vină să închidă orice instituție de presă. O împroașcă cu unul. Mâine poate să spună că România TV este oficină rusească. Da? Cum a făcut CNA-ul cu Cosmin Gușă și a zis că cineva parcă de la CNA, nu instituția oficială, a spus că e Radio Kremlin. Și ce probleme poate să aibă într-o situație actuală? A început cu o amendă de 10.000 de euro. Probabil o să puse unei instituții de presă. De cine este Arafat în țara? Acum dacă ar trebui să aibă onoarea să iasă, să-și ceară scuze, să-și dea demisia. De ce nu o face? Dar de ce lasă premierul Ciucă în continuare în funcție? Pentru că părerea mea, o spun din nou, nu are puterea asupra lui. În schimb, domnul Arafat are puterea, dacă nu ne sperie pe noi, să sperie pe domnul președinte Iohannis. Nu o să vă vină să credeți cum i-a ieșit. Ca răspuns cu caracter strict defensiv la agresiunea Rusiei. Domnul Dobrițoi, nu erau alarmele de la Kiev. Sunau alertul că ardea un centru comercial la jumătate de kilometru de domnul președinte Iohannis, ca la carnaval. Te broiază, când treci pe lângă Palatul Cotroceni, nu poți să vorbești la telefon sau să scrii un mesaj pe WhatsApp, că e un broiaj de moare lumea. În schimb, ăstea erau alertul când arde ceva, funcționează, inclusiv la întâlnirea bilaterală dintre doi șefi de stat. Domnul Ciutacu și stimați colaboratori de platou, eu am o singură nedumerire, domne, și simplă. Dumneavoastră ați prezentat un filmuleț care spune următorul lucru. Domne, puterea aleasă democratic în Austria angajează instituțiile statului pentru a rezolva o situație care potențial de criză. Da. Și să pregătească populația în același timp. Și că dacă s-ar întâmpla așa ceva, să nu intre în panică și să o asigure că statul gestionează corect prin instituțiile lui situația respectivă. La noi ce facem? Secretizăm lucrurile astea? Domnule, este normal la cap? Dar nici măcar, domnule Dobrițoiu, m-am uitat cu mare atenție pe documentele pe care au intrat în posesia colegului meu, Costi Soare. Nu există nici măcar mențiunea secret de serviciu pe auziți, oricare dintre ele. Da, eu cred că l-a supărat altceva. Cred că a crezut, și de-aia a avut ieșirea asta, a crezut că cineva de la el din instituție vă dă vouă informații. Și cred că asta explică cumva ieșirea asta. Stai un pic și presupunând că are o cârtiță în instituție, angrenezi o întreagă instituție guvernamentală într-o conspirație absurd. Nebună cu unii care îți vor ție rău. Este absurd. Ba dimpotrivă, ei trebuiau să fie vectorii principali de comunicare. Uite, domne, am învățat și noi din bunele practici ale austriecilor. Și asta știm noi este să o temă facem care corect, este o temă care ne preocupă și care ar putea avea impact negativ asupra vieții sociale, asupra activităților economice și asupra activităților din spitale, școli, activități financiare și așa mai departe. Asupra vieții noastre în general. Exact. Și noi vrem să facem simulări pe scară largă pentru a ne antrena și a vă proteja într-o astfel de situație ipotetică. Domnul general, și ce nu înțelegeți? Cu oamenii ăștia cred că ei pot mâine închide orice post de radio, de televiziune și orice site. Așa au în capul lor imaginea că au puterea asta. De-aia se comportă așa. Răzvan, dragul meu, din păcate, poporul s-a convins asupra bunelor intenții ale clasei politice, asupra transparenței, asupra dedicației, asupra vocației politicianului de a face bine celui care l-a ales. Momentul serii, domnilor și domnilor, breaking news. Proaspăt desemnat șef al PNL diaspora
Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal și fost realizator TV de mare succes, e în direct alături de noi. Bună seara, Rareș, felicitări pentru dregătorie. Mulțumesc, Victor. Bună seara invitațiilor domnului ministru Tobițoiu, lui Răzvan, fostul meu coleg de la Ziua. Te salut, și celorlalți invitați. Ferice de tine, Rareș, că nu mai ești în presă. Că uite, acum dacă îndrăzneai să dezvălui că statul român se pregătește să facă față unei situații de criză, erai tratat drept conspiraționist și prezentat drept inamicul public numărul 1 al acestei țări. Eu mă uit dimineața, am această obișnuință de pe vremea când realizam emisiuni, să mă uit pe audiențe în continuare. Și atâta timp cât audiențele voastre sunt acolo unde sunt, arătând că se uită milioane de români la voi seară de seară, înseamnă că nu contează aceste lucruri și sunt doar unele elemente care încearcă să introducă pumnul în gură, care încearcă să introducă cenzură, care încearcă să arate pericolul pe care l-a reprezentat presa. Astfel de încercări au mai fost în 32 de ani multiple și nu aveți de ce nici tu, Victor, nici România TV, nici alte site-uri sau radiouri să se gândească la acest lucru. Bătrâne, ție ți se pare normală încercarea de ostilizare a unui guvern întreg la adresa unei instituții de presă, oricare ar fi aia, fiindcă șefului unei instituții subordonate guvernului nu-i place cum e prezentată activitatea? Nu, eu am și vorbit despre acest lucru, am vorbit și la voi, am vorbit și în forurile noastre de conducere și în coaliție, că este anormal ca întreaga coaliție, două partide care reprezintă astăzi 70% din voința românilor și să sufere un prim-ministru care are nu are nicio legătură sau președinți de partid sau prim vicepreședinți care nu au nicio legătură cu această acțiune, să sufere oprobiu presei, oprobiu opiniei publice, să fim considerați ca cei care introduc un minister al adevărului, să ne întoarcem în cărțile lui George Orwell în 1984 sau în Ferma Animalelor, pentru că cineva ar încerca sub acoperirea unor așa zise ONG-uri să introducă o formulă forțată de cenzură. Pot să te asigur că premierul Nicolae Ciucă a fost extrem de ferm și nu susține un astfel de demers. Pot să te asigur că Lucian Bode, ministru de interne, nu susține un asemenea demers. Iar în cazul coaliției, atât liderul PSD, Marcel Ciolacu, cât și eu, ca prim vicepreședinte, și Florin Câțu, ca președinte al Partidului Național Liberal, am fost mai mult decât clari că nu vom accepta introducerea unui astfel de organism care să atunci să ceartă pe persoană fizică cu noi și tot o face. Dar hai să ne întoarcem la obiectul intervenției tale și la subiectul. Rareș, ai primit o însărcinare, după părerea mea, extrem de dificilă. Chiar dacă votul a fost în unanimitate, e locul de unde nu mai pleci ca number one. Number one e Georgică Simion, zis și patriotul George, în diaspora, cu toată dragostea, la ora asta. E o provocare. La ultimele alegeri au fost la prezidențiale, la parlamentare au fost ceva mai puțin, au fost 970.000 de voturi care au venit din diasporă. Ne așteptăm ca la alegerile anului 2024 să vină peste un milion de voturi de acolo. Voturile s-au împărțit la alegerile europarlamentare și apoi, sigur, beneficiind și de aportul pe care le aducea un realizator TV de succes, ceea ce aduce oricând într-un partid politic, oricine ar veni de la televiziune, că vii tu sau altcineva, sau Răzvan sau altcineva. Deci, clar, noi atunci am luat undeva la 450.000 de voturi în diasporă. Sigur că acum situația e schimbată, există atât aurul cât și cei. Hai să luăm metodic. De la câte voturi, sau pe ultimul rezultat de alegeri, câte voturi a luat aurul în diaspora, Rareș? A fost, cred că aurul la ultimele alegeri a fost pe locul întâi la alegerile parlamentare din urmă cu un an și trei luni. Partidul Național Liberal a fost pe locul 2, pe locul 3 a fost USR, pe locul 4 a fost PNP, pe locul 5 a fost PSD. Ați fost peste USR la alegerile parlamentare? Da, am fost peste USR la alegerile parlamentare. Și cum convingi tu la putere, fiind acum, într-o luptă, după părerea mea, inegală cu George Sibion, care e totuși cățărat pe valurile opoziției și pleacă din poziția de lider, într-o cursă, dacă vreți, în doi? Dacă mă întrebai acum o lună, ți-aș fi spus că era foarte complicat, foarte dificil, pentru că discursul în diasporă diferă puțin. El merge într-o zonă mai patriotico-naționalistă, merge într-o zonă creștină mai pronunțată. Și ție-ți ies bine amândouă ăsta, hai să fim serios. Dar
Dacă era acum o lună, spuneam că era mult mai complicat. Acum, și o să-ți trimit, ca să te poți uita după emisiune, rugămintea să rămâne strict pentru tine, pentru analizele pe care le faci, nu le dăm publicității, vei vedea că analizele pe care noi le avem, două sondaje de opinie, ne arată că în ultimele trei săptămâni, datorită conflictului din Ucraina, partidele mainstream, cele două partide mari, au câștigat în susținere în sensul de stabilizare a electoratului. Oamenii nu mai caută aventură, au o anumită teamă de război și nu mai caută noutăți. USR-ul s-a prăbușit pur și simplu, Aurul și-a oprit căderea și-a coborât, iar cele două partide, PNL și PSD, sunt considerate ca partidele care pot asigura stabilitate. Da, da, același lucru e valabil și în diaspora, Rareș? Nu știu asta. După cum știi, cercetările noastre sociologice se fac pe teritoriul național. Știu, dar asta te poate facă. Nu pot să spun asta. Acolo putem testa zona online și putem vedea în ce măsură cei de acolo au aceleași așteptări ca și românii. S-ar putea ca românul din Italia să nu fie la fel de disperat ca românul de la Isaccea de posibilitatea să-i cadă o rachetă la 30 de kilometri de casă. Da. Sau de la Siret, sau de la Răgut. Da. Clar că vor exista diferențe, dar aici e o provocare. Până la urmă e o filială care trebuie reconstruită la noi. Situația nu ești a fost curajos, ai ambiție, ești și îndrăznesc, ce să zic. Succes! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu mult, la fel cum mulțumesc tuturor invitațiilor mei din această seară, domnul Jonu, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră și la fel cum îi mulțumesc pentru atenție și domnului Raed Arafat. Sunt convins că i-a făcut de nou plăcere să ne urmărească prin intermediul televizorului în culori. Până atunci vă las cu mare zniță. Bună seara, Marius! Bună seara, imediat vă aștept la ediția specială a știrilor cu noi imagini de la incendiul devastator dintr-un mare centru comercial. Forțe impresionante de salvatori au fost mobilizate. Pericol major a fost și lângă o stație de gaze, tot în urma unui incendiu. Fenomene extreme în România, șosele acoperite de praf, copaci căzuți peste mașini. Directorul ANM și ministrul mediului intervin urgent. Care sunt noile piste în cazul mitralierei furate din unitate? Avem detalii și despre minele de război care plutesc în derivă din Ucraina. Navele sunt în pericol. E anchetă de amploare la o casă de copii în urma unei tragedii. Vedeți și manevrele de ultimă oră ale NATO. Ce face în Ucraina? Strategia pusă pe masă la cea mai importantă reuniune. Ce misiune are Iohannis la întâlnirea cu marile puteri? Vedeți și cum vrea Putin să schimbe harta lumii. Începe distribuirea pastilelor cu iod. Vă aștept și cu restul știrilor în doar câteva momente.